Aceasta este o meditație ghidată pentru vindecare. Ascultă această meditație doar în condiții de maximă siguranță și protecție. Nu asculta această meditație când conduci sau când utilizezi aparate sau unelte. Ascultă această meditație doar atunci când poți să ai timp pentru tine și să-ți poți concentra întreaga atenție asupra acestor sugestii. Pentru a putea obține rezultate maxime din această meditație, recomandăm să asculți această meditație folosind căștile. Începem acum. Închide ochii și pur și simplu imaginează-ți că atunci când ai închis ochii, e ca și cum închizi atenția și simțurile față de lumea exterioară. Excelent! Iar acum deschide ușor ochii menținând privirea în jos. Și încă o dată închide și când e închis a doua oră, ca și cum dublezi relaxarea pe care ai avut-o până acum. Ca și cum când ai închis ochii, un val de relaxare traversează ființa ta de sus până jos. Un val de sănătate traversează ființa ta de sus până jos. Și încă o dată. Întredeschide ușor ochii, menținând privirea în jos. Și apoi când ai închis, e ca și cum ai închis foarte bine orice atenție față de lumea exterioară. Când închizi ochii, închizi atenția față de lumea exterioară și deschizi ochii minții față de lumea interioară. Excelent. Și dă voie vocii mele să te ajute, să te însoțească, să te călăuzească în această meditație ghidată pentru vindecare. Dă voie sugestiilor mele să pătrundă adânc la cel mai profund nivel al minții tale. Dă voie acestor sugestii să creeze și să genereze transformările de vindecare pe care tu le dorești în viața ta. Pur și simplu ia acum această decizie, această hotărâre internă de a te deschide, ca și cum deschizi ușa largă acestor informații. Deschizi ușa largă a subconștientului tău, pentru că toate sugestiile pe care le primești în această meditație ghidată de vindecare să pătrundă la cel mai profund nivel al ființei tale, să prindă rădăcini la cel mai profund nivel al ființei tale și să creeze, să genereze cele mai profunde transformări de vindecare pentru tine. Aceasta este alegerea ta, este decizia ta. Și dacă îți dorești vindecare, ia acum această alegere, această decizie. Și vreau să pornim acum într-o călătorie a vindecării. O meditație a vindecării prin care eu te călăuzesc, te ghidez. Ce aș vrea să faci acum este să îți amintești sau să îți închipui, să creezi în mintea ta, să-ți imaginezi, să vizualizezi, să simți, să percepi că te afli într-un spațiu perfect de vindecare. Poate că este unul pe care îl cunoști, în care ai mai fost,
sau poate că este unul pe care îl creezi acum. Așa că dă voie minții tale să creeze. Îi dai direcția de creare a unui spațiu de vindecare și apoi lasă-o să creeze. Nu există limite, nu există blocaje, nu există opreliști, nu există granițe. Pur și simplu, dă-i voie minții tale să-ți creeze, să-ți producă, să-ți arate acel spațiu perfect al vindecării tale. Excelent. Și poate că este un spațiu undeva în afară, sau poate că este un spațiu undeva înăuntru. Poate că este o pășune, poate că este un vârf de munte, poate este o peșteră, poate este un salon, un cabinet, poate este un spațiu din viitor. Dar oricare ar fi acest spațiu de vindecare pentru tine, dă-ți voie să crezi cu toată ființa ta că este un spațiu în care este imposibil să nu te însănătoșești. Odată ce ajungi în acel spațiu, devine imposibil pentru ca problema ta să continue să existe. Fie că vorbim de o problemă fizică, emoțională, psihică, spirituală sau de orice altă natură, este un spațiu perfect de vindecare. Observă-l în cele mai mici detalii. Percepe acest spațiu cu ochii tăi, cu auzul tău, cu atingerea ta. Observă ce parfum, ce miros are. Poate chiar are un gust specific acest spațiu. Percepe-l cu toate simțurile tale. Ca și cum ai putea să-l descrii în detaliu, cu lux de amănunte, folosind un singur simț. Îl poți descrie exclusiv vizual. Sau poți descrie doar sunetele din acest spațiu, senzațiile tactile ale acestui spațiu. Și în mintea ta fă asta chiar acum. Am să rămân tăcut câteva clipe în care efectiv în mintea ta îți detaliezi atributele și calitățile acestui spațiu de vindecare, folosind câte un simț odată. Începe acum. Excelent. Iar acum că ai acest spațiu de vindecare, dă-mi voie să creezi o poveste pentru tine. O poveste care te ajută pe tine să ajungi în acest spațiu. Ce aș vrea să faci acum este să-ți imaginezi ca și cum chiar înaintea ta, în fața ta, se află o potecă. O potecă minunată, curată, având de parte și de alta un câmp minunat de flori. Este o potecă, acea potecă pe care mergi ca să ajungi și la spațiul tău de vindecare. Așa că pășești acum cu bucurie, cu încântare, cu entuziasm, cu așteptarea împlinirii acestei călătorii. De-abia așteptând să ajungi la capătul ei în acel spațiu de vindecare. Pășește ușor, cu pasul ușor, cu inima ușoară, cu bucurie, pas după pas,
pe această cărare minunată înconjurată de flori. Și simți pământul sub tălpi, te bucuri de atmosfera curată, senină și sănătoasă din jurul tău. Și pe măsură ce pășești pe această cărare, această potecă, te apropii acum de copaci. Ca și cum poteca o duce ușor, plăcut, către o pădure. Și auzi foșnetul frunzelor. Și e ca și cum această adiere pe care o simți acum în această pădurice, această adiere adie chiar prin trupul tău, prin mintea ta, prin emoțiile tale. Ca și cum adie și te curăță și te purifică și te vindecă. Ca și cum această adiere te pregătește pentru spațiul tău de vindecare, te purifică, te primenește. Și pășește ușor mai departe pe această potecă, pătrunzând mai adânc către inima acestei pădurici. Excelent! Și vezi iarba minunată, mătăsoasă. Auzi ciripitul păsărilor în pădure. Simți pulsul pădurii, ca și cum devii una cu această pădure. Și simți această respirație de sănătate. Cât de minunat este să simți aerul curat, înmiresmat, proaspăt al naturii. Pentru că natura înseamnă sănătate. Natura înseamnă vindecare. Și mergi tot mai departe pe această cărare. Și undeva în depărtare vezi un luminiș. Te apropii acum de acest luminiș și chiar acolo, în mijlocul său, vezi acel spațiu al tău de vindecare. Și cu cât te apropii mai mult de acest spațiu de vindecare, cu atât starea ta de sănătate se însănătoșește și mai mult. Starea ta de sănătate devine chiar mai puternică. Chiar mai plăcută. Și apropie-te acum de acest spațiu de vindecare. Iar acum ești aproape gata să intri în acest spațiu de vindecare. Însă înainte să faci acest lucru, vreau să asculți câteva cuvinte. Când vei păși în acest spațiu de vindecare, e ca și cum doar tu pășești. E ca și cum orice problemă de sănătate ai avea, că este fizică, că este mentală, că este emoțională, de orice natură ar fi ea, când pășești în acest spațiu de vindecare, toate cele probleme rămân în afara sa. Pentru că doar tu poți să intri în spațiul de vindecare. Și boala, supărarea, tristețea, problemele rămân în afara sa. Și când vei păși în acest spațiu de vindecare, fă cu convingerea, cu așteptarea că exact așa se întâmplă. Chiar vei observa, surprinsă chiar, cum când pășești acolo, problemele pe care le-ai adus cu tine până aici, efectiv, cad la pământ. Excelent! Și pășește acum în acest spațiu de vindecare cu bucurie, cu încântare, cu nerăbdare. Și acum când te afli înăuntru acestui spațiu de vindecare, poți să vezi resturile și rămășițele care au rămas afară. Și observ acum ce stare minunată trăiești,
fizic, mental, emoțional, psihologic, spiritual, în toate felurile. Observă această stare de sănătate extraordinară pe care o simți, pe care o trăiești, de care te bucuri. Și în acest spațiu de vindecare, ca și cum în sfârșit te poți încărca, ca și cum ființa ta este un vas, acum un container, care se umplă de sănătate, de vindecare. Și chiar vreau să-ți imaginezi cum ființa ta se umplă de jos în sus, până de pe afară, de vindecare, de sănătate. Și dacă sunt zone în trupul tău care poate avea o stare de disconfort, o stare neplăcută, dacă este anumită zona corpului tău, dacă este anumită parte a minții tale, a emoțiilor tale care au nevoie de mai multă atenție, de mai multă vindecare, mută acum atenția pe acea zonă și observă cum această vindecare vine și vindecă acea zonă. Ca și cum dacă vindecarea ar fi o lumină, ce fel de lumină ar fi aceasta? Dacă ar fi o culoare, care ar fi această culoare a vindecării? Și observă cum acea parte din mintea ta, din emoțiile tale, din inima ta, din corpul tău, se umplă acum de această lumină a vindecării. Ca și cum această lumină a vindecării vine să elimine fiecare celulă nevindecată, fiecare părticică de suflet nevindecată este acum purificată, curățată, însănătoșită, vindecată. Și observă această stare de ușurare, de încântare, de fericire, de mulțumire că se întâmplă așa. Observă acum cât de bine este pentru tine să fii atât de vindecat, atât de purificat. Ca și cum trupul tău este ușor, ca și cum trupul tău plutește. Plutește într-o stare continuă de vindecare, de încântare, de purificare. Și poți reveni aici ori de câte ori îți dorești, în acest spațiu de vindecare care este doar al tău și numai al tău. Și este foarte ușor pentru tine să revii în acest spațiu. Tot ce ai de făcut este să închizi ochii și să-i deschizi de 3 ori și apoi să pornești în această călătorie, exact cum ai ajuns și acum. Poți să ajungi în acest spațiu ascultând această înregistrare și îți recomand să asculți această înregistrare în fiecare zi până când obții vindecarea pe care ți-o dorești. Indiferent dacă este o vindecare fizică, emoțională, mentală, psihică sau spirituală. Umple-te acum de această stare de vindecare, de această stare de pace, de curățenie, de purificare, de această lumină vindecării, ca și cum întreaga ta ființă este umplută acum de această lumină vindecării, ca și cum tu emani această culoare a vindecării. Iar acum, când trupul tău, când ființa ta, când mintea și emoțiile tale sunt pline de această lumină și culoare a vindecării, pășește în afara spațiului de vindecare, cu această încântare în suflet, cu această bucurie pe chip, cu această
încredere în vindecarea ta. Și acum ieși ușor din această poienită, din acest luminiș, mergând înapoi pe potecă, prin copaci, prin pădure, înapoi la acel câmp minunat, plin cu flori. Revenind la punctul de unde ai plecat. Și în câteva clipe am să număr de la 1 la 3. Și cu fiecare cifră pe care o rostesc, revii gradat înapoi în momentul prezent, în spațiul prezent în care te afli. Revii înapoi cu o stare de bucurie, de fericire, de încântare, de vindecare. Dacă ți-a plăcut această meditație, abonează-te la acest canal de YouTube și dă click pe clopoțel și selectează toate notificările ca să fii notificată ori de câte ori pun o meditație nouă sau postez un nou video. Poți face asta chiar acum sau după ce revii din meditație. Așadar, am să număr acum de la 1 la 3. Și când ajung la 3, revenită complet, simțind de absolut fantastic. 1. Revii ușor înapoi, în momentul prezent, aici acum, ca și cum redevii conștient de trupul tău, de spațiul în care te afli. 2. Simți cum alergă sângele prin vine, cum alergă această culoare, această lumină a vindecării, traversează întreaga ta ființă. Și emană și te simți încărcată, întărită. Te simți ca și cum te reîmprospătezi, te simți ca și cum ai mult mai multă energie și vitalitate decât la început. Iar următoarea cifră, tragi puternic aer în piept și când deschizi ochii către o lume nouă, către o tu, un tine nou, vindecat, fericit, încântată, bucuroasă. 3. Trage aer în piept și deschide acum ochii către o lume nouă, o tu vindecată, un tu sănătos, plin de viață, de bucurie, de fericire, de încântare. Bine ai revenit, sănătoasă, din această meditație ghidată de vindecare. Bine ai revenit.